antrenor Ion Moldovan. Radu Denis, numărul 13 Cristian Sutaru, numărul 14 Ioan Mea, care este și capitanul echipei, numărul 18 Claudiu Papie, numărul 20 Petri Marulic, numărul 19 Ionuț Oadă, numărul 10 Dumic Bolea, numărul 22 Alex Munteanu, numărul 17 Stefan Trazonia și numărul 9 Mircea Axente. Jucători de rezerve, Marco Deronia, García Casado, Ali Maia, Bogdan Vasile, Lareș Școade, Cămin Juș, Toro Andrei, Alinica și Sergiu Popovic. Pe bancă se află comunicare, Adrian Secunda, Tolu Picioară, Alexa Pizusura. Haide, Tobi! Un penalti făcut cadou celor de la Petrol, care sunt din nou în ofensivă. Aici se cere un hands și va fi posesie pentru Poli Timișoara. Bal aici Munteanu recuperează sus mingea pentru Poli Timișoara. Un șut al lui Coadă în blocaj și să vedem decizia lui Rareș Vidican. Cer penalti bănățenii, un penalti pe care nu-l dă centralul acestei partide. Iată și motivul. Deși bagă alunecare spre minge, Coadă nu e iertat. Revede Axente din nou, un jucător cu multă experiență, șutează Mircea Axente, bară! Raul Avram era spectator la această fază, șansă importantă pentru Timișoara, în minutul 28. Lui Mircea Axente, un șut de la 35 de metri, care zguduie transversala lui Raul Avram. 33 de ani are Mircea Axente. Munteanu centrează, nu o face rău la prima bară, minge respinsă greșită defensiva lui Viorel Moldovan, balonul se întoarce la Munteanu, Munteanu cu o nouă centrare, reținută fără probleme de Raul Avram. Întoarce Munteanu la Dorin Codrea și cer din nou penalti cei de la Poli. Axente a căzut în careul de 16 metri al lui Raul Avram. Jocul continuă, Scutaru pleacă în ofensivă pentru Plazonia. Această minge nu se avântă foarte tare în atac. Fostul jucător de la Hermannstadt, Munteanu, încearcă cu călcâiul, minge ajunge la Plazonia, care ciutează. Gol! Poli Timișoara! Șut foarte, foarte bun al lui Ștefan Plazonia, care aduce deschiderea scorului pe Dan Păltinișanu. A făcut-o degeaba. Revedem șutul de la vreo 30 de metri al lui Plazonia, în plasa laterală a grupării ploieștene. O pasă cu călcâiul greșit al lui Munteanu. Mingea ajunge la Plazonia, care își încearcă norocul și este răsplătit pentru această execuție. Atacantul croat a dus să execute această fază fixă pentru Petrolul. Centrează Bogdan, nu face rău, emoții mari. Hindrich n-a avut cea mai inspirată intervenție, dar până la urmă scapă cu fața curată tânărul portar al Politehnicii Timișoara. Altfel era 1-1 pe final de prima repriză. În schimb, Plazonia în ofensivă pentru Timișoara. Centrarea lui Plazonia este puțin cam în față. Mingea ajunge la Petre Ivanovic, care întoarce la Panfile. Centrează Panfile înalt, Plazonia trimite cu capul în brațele lui Raul Avram. Sergiu Popovici a aflat pe banca de rezerve. Aici Vaiuși bate lovitura liberă pentru Petrolul. Vaiuși nu centrează rău și până la urmă va fi corner pentru Petrolul. Aim Tudor, Adrian Nicolae, aici o lovitură liberă, respinsă bine de defensiva lui Viorel Moldovan, iar Petrolul încearcă să plece în ofensivă. Acum Axente deschide în dreapta pentru Munteanu. Munteanu șutează, dar mai degrabă o pasă pentru portarul Petrolului. Petre Ivanovici cu un dribling puțin norocos, ține de minge, centrează până la Axente. Axente blocat în momentul șutului. Foarte bună intervenția columbianului John Mondragon. Destul de greu însă Mircea Axente la această fază. Vârsta nu iartă pe nimeni. 33 de ani pentru Axente.
Revedem faza creată de Ivanovici cu această centrare pentru Accente. Defensiva lui Viorel Moldovan a arătat foarte rău în primă fază. Până la urmă, Mondragon reușește să-l blocheze pe Accente. Mondragon are 26 de ani. Panfile ține mingea în joc. Ivanovici cu o pasă pentru Plazonia, care reușește cu ceva noroc să țină de acea minge. Continuă croatul Plazonia. Pasă în stânga la Panfile. Panfile pentru Accente. Șansă bună de 2-0 în acest minut 60. Accente nu reușește să ajungă la această centrare bună a lui Panfile. Nu se mai potolesc anumiți manageri cu comisioanele. Aici e un șut la prima bară a lui Plazonia. Mendoza cu adversar în față. Fost jucător la Botoșan. Mendoza și Ivanovi se duelează la această fază. Scutarul a căzut. Mingea este deviată. Bară! Ce ocazie pentru Petrolul. Șansă de 1-1 în minutul 73. A continuat faza pentru echipa prahoveană. Și până la urmă defensiva timișoreană reușește să scoată acea minge. Revedem acest șut deviat care... Revedem momentul norocos pentru echipa gazdă, cu mingea care lovește bara lui Otto Hindrich. Un șut deviat al lui Baiușii, combină cu Roger. N-arată o fază ofensivă pentru Petrolul. Șut respins de Hindrich în față. Din nou scapă cu fața curată echipa lui Dan Alexa. Constantinescu întoarce pentru Mendoza. Roger a centrat. Mingea ajunge la Ecolo, care șutează pe lângă poarta lui Otto Hindrich. O nouă șansă bună pentru Petrolul. Am putut să-l auzim pe crainicul stadionului Timișoara. Pleacă în ofensivă. Plazonia încearcă să se demarce. Minge spre croat. Plazonia șutează. Raul Avram respinge în corner, pe care FC Hermannstadt l-a adus în România în urmă cu mai bine de un an, doar câteva zeci de minute bifate în Liga 1 pentru actualul atacant de la Timișoara, omul care decide meciul. Să vedem pe Antoniu Manolache, pasează scurt pentru Mondragon, mai departe Saim Tudor. Saim Tudor centrează, nu face deloc rău. Execuție frumoasă a lui Steve Leo Belec. Singura acțiune notabilă pentru atacant. Duel cu Valentin Țicu, Munteanu evită un adversar, pierde mingea și Petrolul are o ultimă șansă de atac. Un atac care ar putea să vină aici, pentru că e un fault făcut la Serge Colo. Un cartonaș galben pe care și-l asumă și-l vede Bogdan Vasile. Ultima încercare pentru Petrolul. Avram trimite lung. Resping din nou jucătorii lui Dan Alexa. Țicu centrează slab, direct în primul adversar apare Munteanu, recuperează mingea și se cheie partida. Goli Timișoara o bate pe Petrolul cu 1-0 și urcă pe locul 2 în clasament. 6 victorii, 5 remize și o singură înfrângere în 12 meciuri pentru Poli Timișoara, echipă care ajunge la 23 de puncte.